Dacă până acum programul muzical al Fântânii Arteziene din Parcul Pădurice începea la ora 22, acum acesta s-a modificat. Programul de funcționare a fântânilor arteziene de la Lacul Pădurice, mă refer la fântânile arteziene muzicale, a fost schimbat. Începând de astăzi, acestea vor funcționa seara între orele 21:30 și 22, de luni până joi, iar în weekend vor funcționa începând cu ora 21:30 până la 22:30. Reprezentanții primăriei au mai anunțat că programul de funcționare al fântânilor arteziene pe parcursul zilei va rămâne neschimbat până la începerea sezonului rece. Fântâna arteziană rămâne în continuare un punct de atracție nu numai pentru cei din municipiu, ci și pentru cei care se află în tranzit în Arad. Ne place, sigur că ne place că este făcute. Noi suntem de la țară. Nu suntem orășani de aici. Și acum când ne-ați văzut, ați rămas impresionat? Dar cum să nu rămân? Sigur, n-am fost pe aici de vreo 10-12 ani. Și acum am venit să vedem seara. Am fost aseară prima dată și am văzut așa în culori aici. Foarte frumos. Fântânile arteziene muzicale de la Pădurice vor intra în conservare la începutul lunii noiembrie, urmând a fi montate din nou la mijlocul lunii aprilie.